Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție de promovare electorală. Alături de mine, domnul Mihai Cristian Apostolache, candidat independent pentru Camera Deputaților. Bună ziua și bine v-am regăsit. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, Mihai Cristian Apostolache este conferențiar universitar la UPG Ploiești. A înființat Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative în cadrul UPG Ploiești, al cărui director este de la înființare și până în prezent. Este fondatorul partidului Prahova în Acțiune, cel care, înainte de a se transforma în partid, a fost un ONG, unul dintre cele mai vocale, să spunem așa, din ultimii ani din Prahova. În anul 2020 a primit premiul Corneliu Turianu pentru lucrarea legea numărul 215 a Administrației Publice Locale, ediția 1-a și comentată și adnotată. Lucrarea a fost considerată cea mai bună lucrare de specialitate din colecția științe juridice și administrative. În anul 2018 ați primit și un. De fapt, în 2018 ați primit premiu și în 2020 ați scris lucrarea. Cum s-a întâmplat? Cum s-au întâmplat lucrurile? Și ce caută să spunem, un om care este specializat în drept administrativ, să spunem așa, să intre în politică, să reintre în politică? După ce, mă rog, aproape 8 ani de zile, cred, ați stat deoparte, probabil dezamăgit și dumneavoastră de ceea ce s-a întâmplat până în 2012. Este adevărat, timp de 8 ani de zile nu am mai ocupat nicio funcție sau demnitate publică. M-am concentrat pe activitatea profesională, pe activitatea didactică și de cercetare. Pentru că ați amintit de lucrarea, legea numărul 215 privind administrația publică locală, într-adevăr, în 2018 am comentat această lege și am, de fapt, în 2017 am realizat lucrarea, în 2018 am primit premiul Corneliu Turianu pentru această lucrare, fiind considerată cea mai bună lucrare din colecția de științe juridice și administrative. Am comentat la acel moment legea administrației publice locale, pentru că am considerat că este important să existe pe piața editorială un instrument util pentru administrația publică locală. De altfel, aproape toate dispozițiile din cuprinsul legii 215 au fost preluate apoi în codul administrativ, cod care este astăzi în vigoare și care, practic, reglementează activitatea administrației publice în general, a administrației publice locale în special. În 2020 am adus pe piață o altă lucrare, este vorba de legea privind alegerea autorităților administrației publice locale. Este, de altfel, singura lucrare apărută la nivel național care abordează o asemenea problematică. La fel, a fost o lucrare utilă pentru toți cei care fie au candidat în alegerile locale, fie s-au implicat în organizarea și desfășurarea alegerilor locale din acest an. Bun, ați fondat, să spunem, Prahova în Acțiune, varianta ONG. De ce ați făcut lucrul acesta și dacă ne puteți spune cum s-a ajuns ca o organizație non-guvernamentală să devină un partid politic care, la alegerile locale de la sfârșitul lunii septembrie, a reprezentat adevărata surpriză în Prahova, obținând un scor foarte bun la nivel județean, dar și adunând voturi, candidații cel puțin la multe primării, fiind plasați pe locul al doilea în fața candidaților altor formațiuni politice, să spunem, tradiționale, mult mai cunoscute, cu un potențial electoral mult mai bun și cu resurse financiare cu siguranță peste cele ale Partidului Prahova Națiune.
Pentru a schimba lucrurile într-un domeniu, mi-a plăcut întotdeauna să lucrez prin exemple. Știm foarte bine că nu cei care sunt contra, cei care critică sau cei care spun că nu se poate face un anumit lucru au dezvoltat o țară sau un anumit domeniu de activitate. Din contră, oamenii care au spus de fiecare dată că se poate, oamenii care au luptat să depășească orice fel de obstacol, orice fel de barieră care le-a ieșit în cale, acei oameni au performat și au schimbat lucrurile într-un domeniu sau altul de activitate. De aici a pornit și ideea Prahova în acțiune. Am văzut foarte mulți oameni deznădăjduiți, am văzut lipsa de profesionalism a aleșilor noștri, am văzut de asemenea comunități dezbinate, comunități lipsite de suflu, și am spus că este momentul să generăm o schimbare. Iar această schimbare a venit prin acest proiect Prahova în Acțiune. Prin intermediul Prahova în Acțiune am pornit și un program de pregătire pentru prahovenii care au dorit să se implice în viața publică. De asemenea, Prahova în Acțiune a generat o serie de proiecte, în special în comunitatea ploieșteană, tocmai din dorința de a arăta că lucrurile se pot face altfel, că putem să unim comunitatea, că putem să generăm proiecte serioase pentru comunitatea locală. Prin urmare, a fost un semnal pe care am vrut să-l dăm. Am vrut să arătăm că lucrurile trebuie mișcate, că trebuie să ieșim din starea de amorțeală, din starea de neîncredere și trebuie să ne punem în situația de a face. Știu că au fost zeci, poate chiar sute, nu? De studenți cu ghilimele de rigoare, cursanți ai programului derulat de Prahova în Acțiune. De obicei vorbim de oameni care nu au mai făcut politică. Cum i-ați convins să se pregătească pentru, inclusiv pentru o carieră politică, evident cu o bază în ceea ce privește administrația publică locală? Pentru că avem, din păcate, nenumărate exemple în care cetățeni cu o pregătire profesională, să spunem, care nu are nicio legătură cu funcția pe care o ocupă, și-au dat dovada incapacității din funcții publice, din păcate pentru cetățenii care i-au ales sau pe cei pe care îi conduc prin numiri politice. Bun, programul de pregătire în sine i-a atras pe prahoveni. Au dorit să cunoască cât mai multe lucruri legate de modul în care este organizată și funcționează administrația publică locală. De asemenea, au găsit cadrul necesar pentru a se putea exprima, pentru a dobândi cunoștințe noi și pentru a căpăta încredere. Pentru că, spuneam, foarte mulți oameni erau și sunt în continuare deznădăjduiții, nu au încredere în forțele proprii, nu au încredere că pot schimba singurii starea de fapt și nu am făcut altceva decât să transmit încredere, să transmit acele informații utile pentru cetățean ca să se poată implica fără niciun fel de dificultate în gestionarea problemelor locale și a treburilor publice în general. Cum a devenit Prahova în Acțiune un partid politic? Lucrul ăsta s-a întâmplat relativ recent. Nu ați avut un timp foarte mare la dispoziție pentru a organiza în perspectiva alegerilor locale. Cred că Bun. au fost vorba de 6-7 luni, nu? Da, lucrurile s-au produs natural, pentru că vedeți dumneavoastră, în momentul în care reușesc să adune o comunitate care împărtășește aceleași valori, este simplu să treci la un alt nivel. Și, de fapt, cei care s-au implicat în Prahova în Acțiune ca proiect civic au înțeles că trebuie să intre o parte din ei să intre și în zona politică, tocmai pentru a reuși ca proiectele pe care le-au generat să capete amploare și să aibă un impact și mai mare în rândul comunității. De aceea, o parte dintre absolvenții cursului meu de pregătire au luat inițiativa și au format acest partid, Partidul Prahova în Acțiune, care, așa cum ați amintit, a avut rezultate foarte bune la alegerile locale.
Nu i-am prins nimeni de la spate. A fost dorința acestor oameni de a se implica în viața comunității și iată, o parte dintre ei sunt astăzi aleși locali. Bun, aș vrea să ne spuneți de ce dumneavoastră candidați independent, în mod firesc se naște întrebarea de ce nu din partea Partidului Prahova în Acțiune. Știu că a fost o problemă, dacă vreți, eu știu, de legislație electorală. Era practic imposibil ca dumneavoastră, pe actuala legislație electorală, să candidați din partea unei formațiuni locale, cum este Prahova în Acțiune. Da, așa este, fiind un partid local, este imposibil să obții minim 5% la nivel național pentru a accede în Parlament și atunci am optat pentru varianta de independent și pe acest drum sunt susținut și de membrii Partidului Prahova în Acțiune, cum de altfel sunt susținut de foarte mulți prahoveni. Am amintit că în momentul în care am depus candidatura am avut 8.007 semnături de susținere din partea prahovenilor și vreau încă o dată să le mulțumesc pentru sprijinul acordat și la momentul depunerii candidaturii, dar și în toată această perioadă de campanie electorală. Cum de altfel vreau să mulțumesc și echipei mele de campanie. Vreau să vă spun că am o echipă extraordinară. Sunt oameni dedicați acestei cauze. Nu cred că există competitor politic care să beneficieze de un asemenea sprijin din partea echipei de campanie. Sunt oameni care și-au lăsat deoparte activitățile curente. Sunt oameni care fac un efort considerabil în toată această perioadă pentru că vor să realizeze încă o dată ceva măreț. Ceea ce au reușit la alegerile locale vor să repete la alegerile parlamentare și își doresc ca în Parlamentul României să intre primul deputat independent. Practic vorbim de candidatul independent pentru Camera Deputaților, Mihai Cristian Apostolache, susținut de Prahova în Acțiune. Practic sunteți o echipă, iar asta se vede inclusiv din postările de pe rețelele de socializare. Am văzut că ați parcurs foarte, foarte multe localități prahovene, ați discutat cu oamenii în condițiile în care ceilalți politicieni și candidați la parlamentarele din 6 decembrie, de duminica aceasta, apropo, sunt foarte mulți care întreabă ce alegeri mai sunt duminică, au un loc asigurat, un loc călduț pe o listă, se consideră eligibil și practic nu mai fac niciun efort pentru a convinge electoratul să pună ștampila pe sigla partidului unde se regăsește cu nume, pe poziția, nu știu, de la 1 la 4, să spunem, eligibile la partidele mari. Vedeți, dumneavoastră, această candidatură independentă îmi dă posibilitatea să mă manifest așa cum consider de cuvință. Sunt un om căruia îi place să discute cu cetățenii, să se întâlnească cu prahovenii din fiecare localitate a județului, beneficiez și de acest sprijin al echipei de campanie în a promova mesajele în toate zonele județului Prahova. Candidatura mea, spuneam, este o candidatură populară, susținută de 8.007 prahoveni. Nu am obligații și constrângeri, așa cum au ceilalți competitori electorali. Dacă prahovenii votează Mihai Apostolache, votează un om și nu o listă abstractă de partid, așa cum ați amintit, că se întâmplă în cazul partidelor. În ceea ce mă privește, sunt un prahovean, sunt născut și crescut în județul Prahova, am ales să cresc copiii în acest județ, să particip la viața comunității prahovene, cu bunele și cu relele din această comunitate. De asemenea, spuneam că sunt un om apropiat de cetățean. De asemenea, sunt un om care am o recunoaștere atât la nivel decizional, fie că este nivelul local, fie că este nivelul național, fapt care îmi permite să interacționez cu foarte multe persoane. Pentru că tot ați subliniat calitatea de independent,
Dacă prahovenii aleg un independent în Parlamentul României, ei vor scrie istorie, în sensul că vor trimite pentru prima dată, după intrarea în vigoare a Constituției din 1991, a unui parlamentar independent în Parlament. Iar reușita mea ca parlamentar independent va constitui un reper și pentru alți oameni din alte județe, care cu siguranță vor porni și ei pe acest drum. Totodată, această candidatură și reușita candidaturii va duce și la o modificare a legislației electorale, pentru că în acest moment legislația electorală favorizează partidele politice și mai puțin și dezavantajează independenții. Am avantajul faptului că am deținut două mandate de parlamentar până în 2012. Această experiență parlamentară îmi permite să realizez ceea ce mi-am propus pentru următorul mandat. Știm foarte bine că Parlamentul joacă un rol extrem de important în arhitectura constituțională românească. Parlamentul îndeplinește funcția de legiferare. De asemenea, Parlamentul îndeplinește funcția de reprezentare a poporului român, funcția de control parlamentar, funcția de politică externă și, de asemenea, joacă un rol în ceea ce privește numirile sau desemnările în anumite funcții. Și am văzut cu ceva timp în urmă discuții cu privire la desemnarea unor persoane la Consiliul Legislativ sau în alte poziții importante în statul român. Am ținut să subliniez acest lucru pentru a transmite mesajul legat de importanța instituției din care vreau să fac parte și faptul că parlamentarul are la dispoziție multiple instrumente de a se implica în viața societății și de a schimba lucrurile în bine acolo unde se impune o astfel de schimbare. Diferența dintre un parlamentar independent și cel înregimentat politic într-o formațiune, cred eu că este importantă în perspectiva atâta inițiativelor. Nimeni nu face o inițiativă din partea unui partid politic dacă nu are girul colegilor, șefului de partid și așa mai departe. Pe de altă parte, nu există nici presiunea șefilor politici în a vota anumite proiecte, inclusiv cele inițiate de guvern, care personal nu sunt agreate, dar pentru că ai fost pus pe o listă și de partid, ești obligat practic să votezi astfel de inițiative. Revenind la specialitatea dumneavoastră, specializarea dumneavoastră, și anume legea administrației publice locale, cum ați caracteriza actualul cadru legislativ față de vechea lege administrației locale? Bun, pregătirea profesională îmi permite să fac o comparație între reglementarea anterioară și actuala reglementare, mai ales că de-a lungul timpului eu în spațiu public am analizat situații concrete de aplicarea defectuoasă a legii privind administrația publică locală sau a înțelegerii greșite a unor norme din cuprinsul acestei reglementări. Este clar că vechea lege a administrației publice locale cuprindea dispoziții care ajutau mult mai mult în practica administrativă, comparativ cu ceea ce avem astăzi în vigoare, codul administrativ. Și vă dau un singur exemplu. Normele care reglementează constituirea autorităților locale. Astăzi am văzut în practica administrativă o serie de probleme atunci când vine vorba de aplicarea normelor legale în practică. S-au constituit foarte greu autoritățile administrației publice locale, tocmai pentru că au intrat în vigoare soluții legislative noi, soluții care n-au reușit să-și atingă obiectivul acela de a
de a permite autorităților locale să se înființeze cât mai repede. Din contră, spuneam, efectul a fost invers și acest lucru afectează și cetățeanul și fiecare comunitate locală. Pentru că dacă nu ai autoritățile locale intrate efectiv în mandat, este o problemă de funcționare a administrației publice la nivel local. Știți foarte bine că există o legătură foarte strânsă între executiv și deliberativ, între primar și consiliul local, și degeaba ai primar dacă nu ai consiliul local, pentru că până la urmă primarul este cel care propune consiliul local proiecte de hotărâri, consiliul este cel care deliberează, deci transformă acele proiecte în hotărâri efective și trebuie acele acte să producă efecte. Prin urmare, spuneam, vechea reglementare conținea dispoziții mult mai clare și care ajutau mult mai mult la funcționarea corectă a administrației publice locale. De aceea vreau să ajung în Parlament și să corijez toate aceste deficiențe, să aduc soluții legislative noi care să țină seama de statutul pe care România îl are de stat membru al Uniunii Europene și NATO. Din punctul meu de vedere, autoritățile locale trebuie să devină principalii agenți de integrare europeană. Știm foarte bine, primarul este atât reprezentant al comunității locale, cât și reprezentant al statului, dar trebuie să fie și un agent de integrare europeană. Un om care să aducă în fiecare comunitate locală realitatea europeană și să cetățenii din fiecare comunitate să simtă cu adevărat statutul de stat membru al Uniunii Europene. Domnule Apostolache, mă uit pe programul nostru și pe inițiativele pe care le propuneți și nu văd autostrăzi, nu văd spitale, nu văd lucruri cu care marile partide se laudă, deși cinstit vorbind, în ultimii 30 de ani nu s-a întâmplat mare lucru în zona asta de infrastructură. Și de fapt nu cred că este nici menirea parlamentarului de a face autostrăzi. Asta este treaba guvernului. Ok, votează, să spunem, legi care permit construcția unor autostrăzi de importanță națională, dar asta nu înseamnă că ar trebui în programul sau inițiativa unui candidat la alegerile parlamentare să treacă autostrada Ploiești-Brașov, de exemplu, sau construirea unui spital regional și așa mai departe. Revenind, pe ce domenii vă veți axa dumneavoastră în calitate de deputat și care va fi modul de lucru? Bun, este clar că pe zona de sănătate voi încerca să aduc îmbunătățiri legislației tocmai pentru a depolitiza managementul unităților sanitare și pentru a se ajunge la un sistem de sănătate axat mai degrabă pe prevenție și adaptat situațiilor deosebite. Pentru că, iată, trebuie să gestionăm situații deosebite și trebuie să avem și legislația adecvată pentru astfel de situații. Tot pe zona de sănătate și o leg aici de zona de sport. Da? Voi încuraja activitatea sportivă. Totodată voi lucra foarte mult la legislația privind protecția mediului, pentru că trebuie să ne luptăm cu toții astfel încât să reducem poluarea din comunitățile noastre. O altă zonă care mă preocupă este zona de educație. Trebuie să avem un sistem educațional adaptat realităților actuale și, bineînțeles, de perspectivă. Educația să fie cu adevărat centrată pe elev, respectiv student, și, bineînțeles, să avem în vedere educația pe toată durata vieții și, nu în ultimul rând, să readucem educatorul, învățătorul, profesorul în locul în care trebuie să fie într-o societate normală. De asemenea, voi insista astfel încât sistemul de pensii în România să fie un sistem echitabil. Am spus de fiecare dată că speciali sunt oamenii care au muncit o viață, nici de cum demnitarii locali sau naționali. Voi încuraja totodată toate acele inițiative care stimulează producția. Voi ține legătura cu autoritățile locale și le voi încuraja să dezvolte și să înființeze parcuri industriale, pentru că un parc industrial înseamnă dezvoltarea comunității locale, înseamnă locuri de muncă, înseamnă venituri la bugetul local. De asemenea, mă voi concentra pe reforma statului și spuneam că este nevoie
de o revizuire a Constituției, este nevoie ca actul fundamental să sufere modificări. Spuneam că eu cred că în ceea ce privește fundamentele statului, în afară de unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi, mai trebuie să adăugăm munca, educația și fidelitatea față de țară. Tot legat de actul fundamental, eu aș înscrie în Constituția României numărul de parlamentari, pentru că se tot discută de faptul că sunt foarte mulți parlamentari. Avem o astfel de realitate tocmai pentru că legea electorală permite acest lucru. Dacă vrem să avem 300 de parlamentari sau un număr mai mic de parlamentari, putem să înscriem acest număr în Constituția României și prin nicio altă lege nu se mai poate modifica acel număr. Mai ales că am avut și un referendum care a fost adoptat, da? Și putem spune, sunt și alte Constituții din lume care cuprind numărul de parlamentari în dispozițiile lor. De asemenea, în privința imunității parlamentare, eu aș limita imunitatea parlamentară doar la voturi și la opinii exprimate și la opiniile politice exprimate în exercițiul mandatului, așa este normal. Nu sunt adeptul ideii de a elimina imunitatea parlamentară, pentru că imunitatea nu ține de om, ține de mandatul pe care îl primești în momentul în care ești ales de către cetățeni și este normal să beneficiezi de această imunitate pentru voturile tale și pentru opiniile politice exprimate în timpul mandatului. Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă se face o anchetă penală într-un dosar de corupție, să voteze colegul de partid ca procurorul să-și facă treaba. Evident că nu, tocmai de aceea spuneam că ea trebuie limitată strict la voturile și opiniile politice din timpul mandatului. Propune ca Parlamentul să se dizolve în situația în care, după ce președintele este suspendat, poporul nu este de acord cu demiterea lui prin referendum, pentru că ați văzut că a devenit deja un sport al Parlamentului să suspende președintele, dar când se ajunge la referendum, cetățenii nu sunt de acord cu demiterea președintelui. Atunci parlamentarii care au votat să meargă acasă, pentru că deja se dă peste cap întregul sistem constituțional din România. De asemenea, aș include o sancțiune pentru guvern atunci când numărul de ordonanțe declarate neconstituționale este foarte mare. Până în acest moment se sancționează doar actul, da? Doar ordonanța se declară neconstituțională. Cred că este momentul să introducem și o sancțiune pentru emitentul actului respectiv, pentru guvern, tocmai pentru a limita acest exces de ordonanțe de urgență. Dacă guvernul a emis cel puțin trei ordonanțe de urgență care au fost declarate neconstituționale, nu știu, să înceteze mandatul sau există o sancțiune în acest caz, tocmai pentru a stopa acest fenomen. De asemenea, în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale, eu aș include un nou drept, și anume dreptul la bună administrare. Pentru că un astfel de drept inclus în Constituție atrage o obligație corelativă din partea autorităților statului de a asigura condițiile necesare exercitării unui astfel de drept. De asemenea, ar trebui inclus în articolul 122 din Constituție și președintele Consiliului Județean. La articolul 122 se vorbește doar de Consiliul Județean. Este normal ca și președintele Consiliului Județean să fie inclus într-o astfel de reglementare. Totodată aș elimina ultima teză a alineatului 5 din articolul 123, potrivit căreia actul atacat de prefect la instanța de contencios se suspendă de drept. Știm foarte bine, prefectul este cel care verifică legalitatea actelor autorităților locale, iar dacă le consideră nelegale, le atacă la instanța de contencios. Consecința este suspendarea de drept a actului. Apreciez că atât prefectul cât și orice cetățean ar trebui să meargă în fața instanței de contencios și să ceară suspendarea actului administrativ. Să nu intervină suspendarea de drept a actului administrativ. De ce? Pentru că, din păcate, prefectul nu este un actor apolitic. Da? Prefectul este numit politic și de multe ori, tocmai din dorința de a bloca activitatea unei autorități locale, atacă un act administrativ de la nivel local, chiar dacă este legal, și consecința o reprezintă blocarea efectelor juridice ale acelui act. Așa practic, că doar instanța este cea care decide dacă un act administrativ
este sau nu legal. Nu exact. Să fie suspendat de drept doar pentru că a semnat prefectul ordinul respectiv. Exact. Dacă aveam o conduită corespunzătoare din partea prefecțiilor, dacă, da, atunci lucrurile puteau să rămână în acest fel. Da, plecând de la realitatea pe care o trăim cu toții, cred că se impun astfel de modificări. Totodată aș regândi statutul Curții Constituționale și al Avocatului Poporului, pentru că și aceste autorități se află astăzi în dezbatere publică și pe lângă condițiile deja stabilite pentru ocuparea unei funcții în aceste autorități, apreciez că ar trebui să impunem condiția ca persoanele respective să nu fi făcut politică în ultimii 10 ani sau 15 ani până la momentul respectiv. Tocmai pentru a elimina orice fel de ingerință politică în activitatea celor două autorități. Vorbind de Avocatul Poporului sau Curtea Constituțională, sunt două instituții garanții care trebuie protejate și eliminat orice fel de interes politic din jurul lor. În ultimul rând, aș sublinia în textul constituțional faptul că România este stat membru al Uniunii Europene și al NATO. Și dacă tot am amintit de NATO, chiar ieri, de Ziua Națională, m-am simțit mândru citind următoarea știre. România propune aliaților din NATO inițierea procesului de redactare a unui nou concept strategic și se oferă să găzduiască viitorul centru NATO în domeniul rezilienței. Iată că România încet încet își dă seama de importanța sa și de statutul său și începe să acționeze. Este o știre care, spuneam, m-a bucurat foarte tare și sper ca țara mea să facă cât mai multe eforturi astfel încât să devină un jucător important atât în NATO cât și în cadrul Uniunii Europene. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Dacă aveți un mesaj pentru cei care vor avea curajul, să spunem, să meargă la vot, trebuie spus că, la fel ca și la alegerile locale, organizatorii alegerilor parlamentare și-au luat toate măsurile astfel încât votul să fie în siguranță din punct de vedere al respectării tuturor normelor sanitare. Dacă tot suntem chemați la urne, personal vă invit să o faceți și dumneavoastră, pentru că acest vot este foarte important pentru viitorul acestei țări în următorii 4 ani. Domnule Apostolache, vă rog. Pe 6 decembrie vă invit alături de mine să scriem istorie. Pe 6 decembrie puteți trimite în Parlamentul României primul parlamentar independent. Pe 6 decembrie votați Mihai Apostolache, candidat independent, un prahovean în Parlamentul României, nu un bucureștean în trecere prin Prahova. Vă mulțumesc. Cu dumneavoastră mă revăd în 30 de minute la o nouă ediție electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Despre cine este vorba aflați în direct pe Observatorul Prahovean. Vă mulțumesc și vă urez succes și poate și după aceste alegeri vom avea o emisiune în care dumneavoastră să vă schimbați statutul din candidat în deputat independent. Mi-ar face o deosebită plăcere să se întâmple lucrul acesta. Sunt convins că prahovenii au auzit mesajul dumneavoastră și vor veni la vot și vor vota Mihai Apostolache, deputat independent. Vă mulțumesc, vă dorim în continuare o zi excelentă în continuare.